greșit. De data aceasta mă adresez acelor care iernează cu ramele în stup și cum trebuie să procedeze. În momentul de față, acesta este un roi format târziu, în mijlocul lui iulie, și precum vedeți, nu este așa populat ca în filmul anterior. Ultima ramă avea câteva albine pe ea. Acea ramă o trec după diafragmă, să vă arăt. Aceasta era rama dată după diafragmă să-și ducă mierea în cuib, iar aceasta era ultima ramă. Aceasta este ultima ramă. Ea avea doar, iată, câteva albine. Această ramă nu o las în cuib, o să strâng mai tare. O să încerc să aduc ramele doar pe puiet, pentru ca matca să poată să-și desfășoare activitatea mai departe pe rame. Acele rame, doar cu câteva albine, eu le dau în spate și chiar dacă rămâne ultima ramă doar de puiet, e mai bine să fie strâns decât să fie albina împreșteată doar pe o ramă acolo, 20 de albine, și să nu poată să-și facă ea căldura. E bine să fie cât mai strâns. Eu acum fac o strângere preliminară la acest roi. Voi scoate și rama din față, dacă nu are puiet, o voi dat-o după diafragmă și ea va fi foarte bine înghesuită pe 5 rame. Până data viitoare, numai bine!